Gata, zi, nu. Începe rezolvarea unui cadru solicitat nu este arătat în figură, în momentul concentrat aici, forța este dar cu el, o forță nu poate distribui cu forțele de el. În general, principiul de toată plăcoasă este asemănătul cu cel al doar în vete, însă există câteva mici diferențe pe care le-am observat pe parcursul rezolvării problemei. Începem și la problemele de RD1, pentru bare vete, prin înăscrierea ecuațiilor de echilibru pentru solicitările din figură. Deci, sumă de fx egal cu 0, sumă de y egal cu 0 și sumă de moment de față de a egal cu 0. Deci, față de x avem h plus 2qm da. Minus hb egal cu 0. Deci, h plus 2qm minus hb egal cu 0. Pentru y avem ba minus qm plus bb egal cu 0. Deci, ba minus QL plus TB egal cu 0. Și sumă în momentul față de A. Aici forțele dau momentul de timpul. Avem momentul concentrat, avem un sens convențional. Să fie sensul momentul concentrat aici este pozitiv. Deci o să avem momentul concentrat 2 QL pătrat. Deci 2 QL pătrat. Plus, momentul dat de forța F este egal cu QL. Brațul este el. Deci va veni QL ori el. Înseamnă plus pentru că corespunde convenție. Deci o să vină plus QL pătrat. Mai departe, avem momentul dat de rezultat al forțelor foarte distribuite. Va fi semnul minus pentru că este invers convenția alesă de noi. Valoarea forței uniformelor distribuite traduse la forță concentrată este modul este 2L, iar brațul va fi el, distanța de aici până aici. Este el. Deci avem minus 2L pătrat. Minus 2L pătrat. Pe urmă, HB iarăși nu va da moment pentru că aici pe formula de 0, DB va da moment. Va fi totul minus pentru că el nu este conform convenției, convenția mai ales conform sensul de acest moment. Deci va veni minus pb ori brațul de aici până aici, care este 3 ori. Deci minus pb ori 3 ori. Minus pb ori 3 ori. Și va fi egal cu 0. Este valent. Observăm 2 ori pătrat cu 2 ori pătrat se reduc. Va veni bb ori 3 ori egal cu 3 ori pătrat. Deci bb ori 3 ori va fi egal cu 3 ori pătrat. Deci, în jur de QDB va fi egal cu, se reduce aici cu el, Q supra 3 L. Sau Q L supra 3. Bun, ne întoarcem în ecuația asta și pe un zonă cu PA. Deci PA. Na, încă o sumă de unul față de B. Aici e față verificare. Pentru verificare. Deci pentru verificare... Sumă, deci sumă de MZ față de B și forță, dar nu mai zicem. Aici e față verificare. Deci pentru verificare mai scrie și această ecuație pentru da. Sumă de momentul față de drept. Deci polul va fi aici, pentru că și HP nu va da moment. La fel alegem un sens convențional, alegem tot pentru că alegem un sens, deci sensul convențional tot de conform al celor de ceas, un sens pozitiv. Cele două forțe aici nu vor da moment pentru că prin pol va da moment forța rezultată aici. Va fi modulul forței 2 kg, deci mărimea forței 2 kg, ori brațul cu semnul minus, pentru că este invers al convenția de asta de noi. Deci va veni minus 2 kg mărimea, adică minus 2 kg pătrat. La fel, forța e va da un tot cu semnul minus, pentru că nu corespunde convenției. Brațul
Momentul concentrat aici avem, el corespunde cu pensie, deci va fi pus în opus, deci plus 2 kg. Și cele două reacțiuni, iarăși, aici reacțiunea așa, nu va da momentul, la total la fel, probabil 0, doar pe apă la moment. Deci și va fi cu semnul plus, pentru că este conform cu obiectivul noastră, va fi de A ori brațul care este statul de șmanice pe el, deci de A ori pe el. Deci plus de A ori pe el. Plus de A ori pe el. Egal cu 0. 1, 2 kg pătrat cu minus, 2 kg pătrat cu minus. Deci rezultă că de A ori pe el, egal cu 2 kg pătrat. Deci de A va fi egal cu 2 kg pe 3. 2 kg. El sunt 3. Am aflat și pe A și dacă am fi să verificăm, va veni pe A plus de B. Scrie ecuația de verificare. E verificarea aia. Sumă pe echilibru. Am venit ecuația de verificare, da. Nu? A. Nu, domnul. Sus. Sumă echilibru. Nu, ai la urmă. Sumă pe echilibru, eu am pus la ecuația de verificare. Ec verificare. Și ne verificăm ce am calculat în sumă de moment. Da? Deci, 2 kg supra 3. 2 kg supra 3. Minus kg. Plus kg supra 3. Egal cu 0. Semnul întrebări. Și este egal cu 0. 2 kg supra 3 plus kg supra 3. Adus la celălalt numitor. 3. Mai cred că este evident, nu? Hai să facem. Avem deci 2 cu el minus 3 cu el plus cu el. Da, avem 2 cu el, 3 minus 3 cu el. Scrie, 2 cu el minus 3 cu el plus cu el. Minus. Plus cu el supra 3. Egal cu 0, se nu întrebă. 0 egal cu 0. 0 egal cu 0. Este îndeplinită ecuația de verificare sau calculat corect? Sigur că da? Pune pe desen VA fac 2 cu el pe 3. VB e cu el pe 3. Acum scrie în prima tablă HA plus 2 cu el minus HB egal cu 0. Deci este suma de... E fix. E fix, așa. Deci așa plus 2 kg minus HB egal cu 0. Acum îți fac o recunoscut. Șterge tabla a doua. Corect? Nu mai e nevoie. Nu mai am făcut, am dat toată. Ce avem acum seria? O singură ecuație și două? Două recunoscute singură. Deci înseamnă problema este... Simplu statul inertelat. Numărul de recunoscute, numărul de ecuație, două. Da. Adică... Simplu stat inertelat. Simplu stat inertelat. Deci facem din H-A din HB, să spunem. Deci H-A va fi... HB egal. Sau HB cum așa, vreau cum zic. Da. Da, e ce? Deci H-A sunt 2 kg. Cum ridică inertelarea? Prin? Pe teorema lui Castelian, în care derivata lui cel mecanic, în raport cu forță, se spune cu HB, se spune cu HA. Sau cu HA. HB. Orice, da. Orice forță, mă rog. Tot, va da... De ce? Depasarea lineară, dacă sunt la cel punct, dar depasarea lineară este 0, nu am de lineară. Depasarea cu X, da. Deci DL la DHA. Deci DL la DHA. Așa, va fi egal cu BA, care e 0. Egal cu Z, U, da. Nu vă ia, se mai notează și VA. Egal cu 0. Aia e DL la DVA. E VA. A, corect, da. E deplasarea pe X și deplasarea pe Y. Și care e egal cu sumă de integrale. Aici nu avem deplasare pentru că avem reală. Da? Avem forță direcțiune. Da, deci este sumă de integrale pe lungime după Y, să spunem. Din pe lungimea Y, din M, din Z. De S. Care poate fi X. Deci poate fi X și Y, da. A, E, Y, E, Y, Z, D, E, Z, D, S, E, Z, D, S. La D. La D. H, A. H, A. O, D, S. D, S. Corect. Da. Deci facem. Teorema, câte
regiune avem? Împărțim? Regiunea avem, avem regiunea bună asta. Luăm din partea asta, da. Regiunea a doua. Regiunea a treia. Regiunea a patra. Deci foarte și momentul acesta, dar nu am regiune. Da. Și regiunea a cincea, în toată. Bun. Pentru că teorema lui Castel, vom face un tabel acolo. Sigur. Așa, și calul da. Cu forță. Cu tabel, cu tabel. Corect, sigur. Deci aici o să avem. Pe convoc și regiunea. Da. Așa. Pe urmă avem momentul. E mize de S. E mize de S. Pe urmă avem derivată momentul din raportul. De fă lorec mai mare pe ăsta, la moment. Expresia lui mai mare. Asta o să fie cea mai mare, da? Derivata poate fi mai mică. Așa. Pe urmă, derivata lui momentul și de E mize de S la D, așa, și variația lui X. Yes, la parte. Am S, am S. Dar poate fi X sau Y? X sau Y. Hai, duci în jurul ziua. Regiunea 1, regiunea 2, avem 5 rete. Da. Regiunea 3. Și atent cu spațiu, că e problemă. 3 și 4 și 5. Adică să te încadezi să rezolvăm da. Și pe... Da, o să îi facem. Nu? E mult de cap. Da. E, înainte de asta, regula de semne pentru cadre. Regula de semne pentru cadre. Deci dacă avem pentru grinzi de verde, pentru grinzi de dreapta, cum era? Era convenția. Pentru forțe axiale, așa cum este, pentru forțe traiectoare, cum este, era așa, și convenția era așa. Stânga-dreapta, da? Da. Sătă-dreapta. Stânga-dreapta, sătă, dâră. Dâră și dreapta, corect. Fibra interioară de jos. Fibra interioară. Așa. Însă pentru cadre, rabatem partea din stânga în sus. Da. Să rabatem în sus, va ajunge... Pune acolo, așa. Cam așa ceva. Va ajunge. Se va respecta convenția așa, nu se va respecta. Deci, pentru aici o să avem tot așa, deci momentul, forța traiectoare și forța axială, aici se va rabate, funcționează la 90 de grade, deci va fi privimă așa. Deci forța traiectoare așa va fi, urmă forța axială, stop, și momentul, stop. Toată ora 4. Toată ora 4. Deci asta o rabatem aici, nu o îndoim. Și înseamnă că, deci avem așa, pardon, rabătută, asta așa, cu punct fix aici, da? Deci am fibra jos, mă așez pe templată fibră, corect? Da, deasupra este o pizza, o translăm, nu? Ien pe. Iar aici, invers. Ăsta e fix și o rabat așa pentru pasul meu. Da? Și obținem așa. Mă așez pe putratul fiber și o să vin așa. M, P, M, Z. Deci asta este regula de semn pentru barele cotite. De acord? Este exact să la barele mele. Da, nu am zis rabate. Să fac rabate respective, da? Da. Și avem, nu? Aceeași barba. Nu, da. Ba da, m-am prins aici, da. Este. Da? Așa. Și atunci, sigur. Deci, da, e clar cu operație. Da. Bun, să începem clar. Aia o ștergem. Și luăm cu figura ajutătoare, da? Da. O să putem... Așa. Bun. Totuși eu aș zice să mai curăm o leacă de spațiu. Este o leacă de. Da? O să punem pasta H, B.
și îi dau cu faci A în D cu el, da? Și ca să îi zic de D, el la așa, îi dau cu D și sumă de legal. MZ la MZ. DMZ la DHA, DS, și mai șterge mai să mai câștigăm spațiu. Da. Q o punem, deși Q mic e egal prevenit la el. Da. E egal cu 2 kg în supra metru. Iar 0,2 metri, sigma admisibil, 100 ori mega pasca, secțiune circulară, deci avem date, putem să mai ștergem pasca ca să mai avem spațiu, nu? Deci trebuie tot de la tot, da, da, te dă cu, dă spațiu, nu dă altceva, nu? Avem o leacă de, nu? Așa. Deci X o lua parțiune? Deci, Y-ul da. Când ne mai încurcăm, trebuie domn Grigore. Da. Deci Y-ul. Putem să facem figură ajutătoare. Regiunea 1. Regiunea 1. Regiunea 1. Y-ul aparține. Între 0 și Y. Da. Bun. Facem figură ajutătoare. Da. Deci aici avem reazul. Axa de simetrie, regula de semne. Care e fibra interioară? Fibra interioară este aici. Sigur, te așezi perpendicular, pe asta e regula de semne. Pentru forța axială. Da? Sigur, forța axială este în sensul ăsta. Așa, păi pune, pune numai asta. Da. Aici, așa. Da? Forța tăietoare. Forța tăietoare este în sus. În sus. În sus privind. Da. Da. Și în momentul când întinde fibra. Când întinde fibra, da. Da. Întinde fibra. Așa. Poziție, zicem așa. Si. Scrie I-N-T-M. I-N-T-M-I-Z. 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 Forțe axiale paralele cu axa de simetrie. Forța tăietoare perpendicular cu axa de simetrie a bare. Da, da? Forța axa de V-A. Care este, am spus, I-2-G-R-T. Da. Și H-A. H-A. Care nu o cunoști. Care e statica nedetenată aleasă de noi. H-A. Da. Și bun. Spune, IMZ de 1, IMZ Y1. Nu scrie un TT, iar și... Păi se ridică de teraș, bun, nu. Când trasă diagramele acolo. După aia, da, după aia. IMZ de S va fi H-A ori Y1. Da, du-o acolo în secțiune H-A transvestitiv în secțiune. Deci... Explic, da. În secțiunea Y1. În secțiunea Y1, aici transform. H-A. 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 Păi punctat, punctat. Punctat, asta. H-A, pune H-A. Care-i brațul? Perpendicular în secțiune pe direcția forței. Sensul de la secțiune spre direcția forței. Pune Y, nu? De la secțiune spre direcția forței. Așa. Y, pune. Dai brațul peste forță. Dau brațul peste forță în cea mai bine. Da? Și ăla-i sensul momentul. Întinde fibra de jos și cu plus. Deci, IMZ de Y, nu? Nu, acolo scrie prima. IMZ de Y, da. Egal cu H-A ori Y. Ei, și acum steria îmi scrie acolo. Mai scriu, dar te-am... Da? Trebuie să avem răbdare aici, nu? H-A ori Y. 1 mulțit cu... Derivata parțială cu H-A Y. H-A derivat este de la 0 la L. Perfect. Regiunea a doua. De loc. Da, și unde este Y2? Ia. Pe desen. Y2 este aici. Așa. Și faci o secțiune aici, oricare. Da, Y2. Corect. Să faci iar figura ajutătoare. Da, asta fac aici. Sigur, șterge-o pe aia și o faci. Da. Sau da, o să pui și acolo, în dreapta și da. Da. Corect. Deci aici va fi. Deci avem noroc cu domn Grigore, nu? Da. Dar avem și cu Răzvan? Da, da, da. Și cu Răzvan. Aici să avem pe A. Așa. Deci moșul era la casa dimineață, nu? Copil.
Moș Mitighe la cafea dimineața. Da. Bine. La distanță vom avea o vreme concertat. El egal cu doi cel Mizet. Da. E Mizet. Putea fi în momentul torsiunii, nu știu. Da. Și atât. Da, lungimea L. Potat. El și de acolo e lângă. Și el știe ce? De la așa, așa. Regula de semeiat, pui fibra interioară. Așa. Și te așezi pe regula, pe regula de semeiat. Deci asta la așa și aici. Da. Pentru el. Scrie, așa. Pentru T. Da. Pentru M. E mizer. E mizer, corect. Așa. Cât este momentul? Dar spune, reg 2, sus, sus, reg 2, reg 2. Cu Y2 aparțin 0 L. Da. Reg. Acum tot la fel. Da. La moment. MZ de Y2. A, faci HA, duc în sesiune, da. în secțiune. Deci vreau de moment, avem da. Moment cu ani. Dă-i duc. Bun. Deci momentul adic așa, da? Tot așa, transfer fictiv așa. Fictiv, aha. Secțiunii, brațul este ăsta. Sensul ăsta, da? Dai brațul. Dau brațul și suport, sunt cea mai lucru. Și întinde fibra, în interior, plus de zi, e mizer de Y2, jos, jos, formă. Sau spune direct aici. Hai, spune direct, hai. Deci mizer de Y2 va fi așa ori Y2 plus el. Dar tu ai pus tot el acolo, trebuie Y2, sus, sus. Da, e Y2. Deci fac așa până în el plus Y2. Vreau de moment și moment... Plus 2 pe el pătrat. Plus 2 pe el pătrat. Bun. Derivata raportul HA, derivata la moment de raportul HA va fi Y2. El plus Y2. El plus Y2. Asta. El plus Y2. Păi de cel plus HA. Da, de la 0 la el. 0 la el. Da. Bun. Acum, pentru regiunea 3. Ștergeți regiunea, așa, șterge acolo. Regiunea 3 avem alt. Da, merge frumos. Trebuie să fim atent la cald. Da. Bun, se poate ridicare. Și aici, șterge și pe aia altă, Terian. Vezi, spune 2 QL rezultanta ca lumea acolo, în stânga. 2 QL. Mai e ceva jos și e. Te ștergi-o pe aia. Ștergi-o, că așa o nu mai zic o tabă. Da, că era zis la tabă. Da? Așa. Ha. Și, bun, deci pentru regiunea 3. Da, arată X3. Sau X1. X3. Pe regiunea 3. X indice 3. Mai zic ca să nu. Da? Da. Mai zic ca să nu. Ha, figura ajutătoare. Da, că e primul X. Da. Fă-o în stânga rezultatul, că nu ți-aș mânge acolo. În dreapta, pardon, fă-o în dreapta, în partea asta. Aici. E mai lejer. Nu? No? Deci avem noroc cu domnul Grigore și cu domnul Răzvănel? Cu domnul Goldan. Cu domnul Goldan, pardon. Da. Domnul Goldan face și el poezii? Da. Tu mai dai, că nu face de-aia pe el. Da. Bun. De-aia pe el. E mizer. E mizer, da. E pătrat. Aici va fi X3. Da. X3. Duci fibra de jos, fibra așa, interioară. Da. Așa. VA, așa. Egal cu 2 cu el pe 3. Da, sunt nici valoare. 2 cu el pe 3, aici ai cu așa. Dar nu cunoaștem. El, 2, el, el, da. Cotele, el și el. Le-am uitat, așa. El. Acolo, forța ta e axială, regula de semn. În da, partea stângă. În secțiune avem regula de semn. Așa.
N, CL, T, da, T, și moment. Și MZ. Momentul va fi tot asta. Da, când întinde fibra de jos. MZ. Corect. Bine, acum calculăm datele momente. Da. Deci momentul de bază. Eu aș scrie analitic în stânga acolo. Acolo, acolo, scrie la analitic. E mi Z de X3 egal. Cine dă moment? Cine dă moment? Deci VA. Pune pe VA în secțiune. Transează fictiv pe VA. Așa. Și Y. Nu te-ai pus. Brațul este. Așa. Brațul este. Așa. Cu plus. Da? Deci 2. VA ori X3. Deci 2 QL supra 3 ori X3. Păi VA nu-i 2 QL pe 3? A, cu valoare, da. Da, valoare, ca să nu ne mai plimbă cu el. 2 QL 3 ori X3. Așa. H-au. Ia pune pe H-au, să vedem. Deci H-au, așa cu sensul H-au. Pune fictiv, punctat. Să spunem așa la sensul H-au. Așa. Pune-o H-a, scrie H-a. Așa aici. Cum? Perpendicular din secțiune pe direcția forței. Brațul. Băi, dar n-a, dar nu, așa, așa. Sigur? Dă-i, 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 dă-i. Așa, dai brațul peste. Pe unghiul cel mai mic. Deci este deci, tot cu plus, da? Tot cu plus. Deci, plus așa. Cât e brațul? 2 el. Da. Așa, 2 el. Și momentul, plus 2 kg. Momentul în centru, plus 2 kg. Acum putem să trecem în dreapta, în tabel. Deci aici o să avem 2 QL supra 3 ori X3. Da. Deci... Plus H, 2 ori X3. Domn Perge nu face poezii, nu? Nu. Pierde mult. Eu cunosc pe cineva care a scos un volum de poezii. Și o câștigat. Nu? Da. De la 0 la... De la așa, derivata parțială. Derivata parțială, domn Perge. Nu, din 2 ori. Este 2 el, da. Era făcut așa. Părerea că în X va fi 0 și 8. 0 și 8, perfect. Bun. Șterge, deci una 4. Și figura asta. Șterge, da. Urmă, când trasăm diagramele de efortul, iar facem diagrame, iar facem figure, da? Da. Arzătoare. Iar facem figura asta. Arzătoare corespunde. Că altfel, nu știu, începătorii riscă să nu înțeleagă nimic. X4, regiunea 4. Dar arată și nouă de unde încep tu cu X4. X4, spătează, deci ultima ține. Da, așa, așa. E de-n dreapta, originea, da? X4, da. Atenție, regula de-n dreapta. Da. Deci, regiunea 4, X4, aparține de 0 și 2. Da. Figura ajutătoare tot în dreapta, că e mai ieșită. Eu o leacă mai mult de capul, dar... Na. Deci acum apelăm la maestru Perș. Da. Dacă supără pietre noastră. O să învăț asta. E trec. Ia, e învățat, da. Pare cu rar. Dar moșul cum era? În training îmbrăcat? Da. Și nu te-a cunoscut sau nu l-ai cunoscut tu? Nu. X4? N-a vrut să, nu? Nu. Corect. Ha. Da. Solicitarea. Da. 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 Forța distribuită. Da. Q. Q. Da. 2L. Cotaia. Q. 2L. Rezultanta. Rezultatul a fost dat la jumătate. Da. Deci e regalul 2 și el. Uh-huh. De jumate, el pe 2, el pe 2, la jumate. Acolo. Și ce are? Si. Cote. El pe 2. Un el, pardon, el. Hai să spunem deci el. Da. Pune VP egal cu cât? Ia ta. Cu QL supra 3. HB l-ai pus? Se vede? Dar scrie HB. A, a scris, ca să vadă, ca altfel să nu-l pierzi. Da. Fibra interioară. Da.
regula de semne, regula de semne pentru dreapta. M. M. Da. Pentru T. T. Da. Pune T, 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 T. Și în da. Invers. Invers. Păi da, trebuie să... Fibra de jos trebuie să o întindă. Fibra de jos. Fă-l ca lumea semnă, nu mă ambigă. Așa, da. Deci așa aici am greșit. Așa. Nu-i greșit, da? Nu ai. Da. Zi, e mi z de x. X, ăla x par. VB-ul. Duci pe VB în secțiune. Da, cu... Sigur, cu... Sigur, deci VB. Da. Braț. Așa. Dai braț. Da. Deci este plus când... Plus, da. Și nu tine știu, deci VB ori... QL supra 3 ori X4. Ori X4. Rezultat a 2QL, ia până. Da, pe 2QL, deci aici... Da. Sigur, 2 cu el. Da. R egal cu 2 cu el. Duci brațul. Perpendicular. Așa în secțiune pe direcția. Vede, vede. Direcția forței de ce sau? Vede, vede. Prelungește forța. A, nu, ai altă. 2 cu el. Ca să așa, deci prelungești ca să așa. Brațul peste forță. Cum este? Negativ. Deci în cazul ăsta e negativ, da? Negativ, corect, da. Deci va fi minus 2 QL ori, deci rezultat, ori el. Ori el. Deci minus 2 QL pătrat. Da. Ce mai e? HB-ul. HB, HB care e egal cu cine? A scris-o acolo. În stânga. În stânga a scris-o. Așa cu 2 QL. Și cum vine? Ia pun. Pune-o pe HB în secțiune. Translează fictiv. Așa. HB. Deci, duci brațul. Braț ce? Nu, dar de secțiune. Secțiune. Dar nu pui de vârful vectorului. Da, da, de secțiune. Ăla e vârful vectorului, altceva. Da, e doar distanța, asta s-a da, da. Deci, așa, sigur. Da. Și duce brațul peste forță. Corect. Și în cazul nostru este cu? Plus. Plus. Deci plus. Cât este? HA plus 2QL. Te uiți în stânga. Ok, HB-ul cu da. Da. Brațul e 2L. Și nu mai avea nimic. Sumă. Acum asta e un tabel. Sigur. Deci eu asta e în spate. Da. Minus 2 e părtat. Pus așa. Pus 2 e 2L. Por 2L. Derivata parțială. Asta la moment e raport cu HA. Cu HA la fi 2L. Da. HA deriva fac 1, raport cu HA. Și variantul este la 0 la 2L. La 0 la 2L. 2L, sigur. Ha, ultima regiune. La aceeași chestie, ștergem, facem. Nu? Da. O problemă din asta e mult de calcul, mai ales că sunt 5 regiuni. Corect? Da. Dar, făcând câteva din astea, o să te desfăci capeți și abilități. Deci, regiunea a 5. Y. 5. Y. 5. Aparține. Aparține 0, 2. Așa. Stai, meștere. Tot așa. Sigur. Așa. Y5, figura ajutătoare. Eu cred că aici am ajuns. N-ai, n-ai, nu, tot în dreapta, este spațiu. Trebuie să ai răbdare pentru fiecare secțiune. Și atâta dreapta. Da. De? Egal cu QL supra. Da, este în jurul ăla cu QL supra. H, da. Forța distribuită, așa, pe lungime Y5, da, normal și de drept, e corect ca să o ocupă la desen, dar, în existența materialului, de aici este originea,
care e. Nu? Da, corect. Zicem așa pe o observație minoră. Hai, rezultanta R, Y, 5, așa, acolo. R de Y, 5, egal cu Q ori Y, 5, aria dreptunghiului. Q ori Y, 5. Și distanța până la secțiune, Y, 5, pe 2. Puteți, da. De acolo până secțiune. Y, 5, supra 2. Supra 2. Ha, moment. Y, 5, egal. V, B nu dă. V, nu dă, moment. H, B. Sigur, transmit fictiv acolo. H, B. Duci perpendiculară. De braț, de cealaltă. Da? Ăla-i braț, hai. Da. În secțiune pe direcția forței, dai brațul peste forță. Așa, dar n-ai scris regula de semne. Regula de semne, da, deci regula de semne. Acolo pune fibra interioară. Fibra interioară. Da, și? Deci pentru forța axială. Așa, întinde, așa, acolo, acolo, acolo. Așa. Deci asta e pentru el. Forța tăietoare în jos. Forța tăietoare, da. Ăsta, așa, așa. Da, dar pui tot în secțiune și le plimbi pe vaia. Tot acolo în secțiune, nu în altă parte. Ca altfel n-ai cum. T și moment. Întinde. Întinde, deci. Așa, sigur. Tot aici. Tot acolo. Așa. Sigur. Când secțiune în altă parte. Nu? Da. Sigur. Nu avem ori pe aici. Știți? HB ori Y5. Ori Y5. Da, sunt foarte. Da. Și în loc de HB e HA plus 2 cu el. Nu vin cu ăla. Da? Așa. Sigur. Oamenii întrebați. Da. Deci HA. Plus 2 cu el. Ori Y5 și mai e forța distribuită. Forța distribuită. Deci duci pe R rezultanta RY5, brațul. Brațul. Așa. Așa. Dai brațul. E cu minus, da? Deci minus QY5 pătrat pe 2. Da? Supra 2. Hai, du-l în tabel. Bun. Corect? În 5 avem H pe 2 Y. Da. Minus QY5 pătrat pe 2. Derivata parțială. În raport cu H, A, 5. Și Y5 la 0 la 2. E. Acum, acum, șterge acolo și atenție că avem 5 integrali. 66. Da. Nu? Da. O să fie ceva de calcul. Fie o licuțică de calcul. Dar, nu. Cu răbdare. Cu răbdare trece mare. Da. Linear aici, pentru că avem reale. Mhm. Deci o să aplic eu teorema lui Castoriano. Cred că o să încep de aici. Aici. Deci de el. Deci, nu mai scrie de 0 egal. Sau da, de el la DH așa egal cu 0. Integrală de la 0 la el. Și ne uităm aici. Din Z este așa la nivelul. Da. Deci, H, A, O, D. Dar ne uităm în tabel. E ori Z, da? Dar asta să facem corespondența și cu da, acolo, acolo, da. D, A, sigur. Y, 1. A, așa, perfect. D, Y, 1. Sigur. Plus integrală de la 0 la el, deci da. De aici, integrală de la 0 la el, din cine? Tot, corespondență. E mi zi cine este de acolo? E mi zi așa plângi el cu sigur 2 plus 2 cu el la 4. Deci este așa plângi el cu sigur 2
trateză dreaptă, drept acum. Paranteză rotundă L plus Y2. Acum, de la parțială de acolo, L plus Y2. DY2. DY2, sigur. Plus. Plus integrală. Da? De la 0 la L. Tot acolo, de la 0 la L. Momentul, cine este? 2. L la X pe la 3. Sau punem... Ba, da, e bine, bine. E bine, așa. 2, L la X, 3. Supra 3 plus așa ori 2L, nu? Da, da, 2L. Nu? Da. Plus 2 L pătrat. Paranteză dreaptă. Asta? A E ori Z. Unuții cu 2L. Ori derivata la raportul 2L. De X3. De X3. De X3. Plus, da, corect. Deci e foarte bine. La 0 la 2 el. Bine. Momentul este Q el supra 3 ori 4. Minus 2 Q el pătrat. Plus H7 cu 2 Q el. Ori 2 el. Paranteză dreaptă. Am scris ca lumea, da? Da. Acum, cred că ștergem tabelul pentru a putea rezolva integrala. Nu? Da. Nu avem ce face. E de spațiu alea că... E. Ei Z ori Z. Dă-i drumul. Deci am spus că reducem ei Z. Ei Z, da? Se simplifică. Că 0 ori ei Z fac 0. Da. Așa, și avem. Așa. Am luat fiecare separat. Sigur, sigur. Nu, nu tot. Trage o verticală. 0 egal. Cu HA. Asta nu-i. HA ori Y 1 la 3 pe 3. De la 0 la el. Dar ce cu sătule? A, plus. Acum, numai un pic. Fii atent aici. Facem următoarea treabă. Deci zicem așa. Da, trebuie să fim metri. O să vină... Scrie tu aici, da? Urec. Deci, a. Scrie acolo, în stânga. L plus Y2, totul la pătrat. Egal cu L pătrat. Plus 2 L ori Y2. Plus Y2 la pătrat. Corect? Da. Așa. Și, deci când integrăm, o să vină așa. HA este factor comun. Scrie HA. Nu, nu, aici, în partea. HA. Și acum integrăm pe HA. Paranteză. Da. L pătrat ori Y2. Da. Plus. Lasă-l pe ăla, la urmă. Da. Plus. L ori Y2 pătrat. Că 2 cu 2 simplifică, Y2 pătrat, plus la 3 pe 3. Închide de la 0 la el, plus mai avem 2 cu el pătrat, scrie 2 cu el pătrat, plus 2 cu el pătrat, la fel vine L ori Y2, paranteză, L ori Y2, plus Y2 pătrat supra 2. Am făcut integral separat, de la 0 la L. Deci a scăpat de regiunea a doua. La 3, acolo facem 2L factor comun plus 2L, linie, paranteză dreaptă, nu, dreaptă. Și o să vină 2QL supra 3
Înmulți cu x ai la pătrat pe 2 plus HA ori 2L ori x3 HA nu H2 A ori 2L ori x3 la urmă să punem da plus 2QL pătrat ori x3 închide paranteza dreaptă de la 0 la L. Am înțeles, nu? Da. Plus 2L iar factor comun paranteză dreaptă și o să vină QL supra 3 ori x la a patra pe 2 x la a patra pe 2 x la a patra pătrat a, x, x. Păi, mă integra din x la a patra îmi fac x4 pătrat pe 2 x4 pătrat, x4 pătrat supra 2 da, minus 2QLY pătrat 2QY pătrat ori x4 y pătrat 2 m 2, pardon, 2QL pătrat mulți cu x4 plus H, HA plus 2QL închide paranteza rotundă închid eu pe așa, mulțit cu 2L X4 închid eu pe aia dreaptă de la 0 la 2L, da. Nu un pic să mă ușu ea. E bine, să fim foarte atenți la asta. Cred că m-ai înțeles, da? Da. Plus HA plus 2QL plus 2QL ori Y 5 la a treia pe 3 ai înțeles, nu? Minus Q supra 2 și apoi și aici este Y 5 la deci Y, Y la pătrat, e la pătrat deci ori un Y 5 la vine, ori Y 5 la a 4 pe 4 dă-te o recuție că să te verific QL supra 3, prieteni și acolo la fel, QL nu, uite în ecuație. Ai spus, nu, nu e cu el pe 3. Nu, domnul, ne-am zăpășit. E Q supra 2, e mică. E cu la 5, da, e cu la 2. Așa, stai nu mă fiți mult. Ăsta e la 3, vine la 4 pe 4. De la 0 la 2, aici. Închide paranteză dreaptă. Stai, stai, nu. Ori cu 5, HA, paranteză dreaptă. Da, aici e paranteză. Aici paranteză dreaptă. De la 0 la 2. Corect sau nu? E, acum încercăm să simplificăm printr-un L la a treia, deci trage orizontal. Trage orizontal, ca să trăim cu prima. Da. Și o să vină HA supra 3. Băi, eu nu prea văd la distanță, mă. HA supra, eu mă dau mai adecuat, că n-am. Da? Da, da. Plus HA pe lângă 1 plus 1 plus 1 pe 3. Nu, 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 aici nu. Da. Închid. 1 plus 3. Plus QR 2 QR pe lângă 1 plus 1 pe 3. 1 pe 3. Plus plus acolo vine 2 puneți plus 2 linie, paranteză dreaptă și o să vină QL, scrie QL supra 3, QL pe 3, plus HA ori 2L, plus 2QL, plus 2QL, închide paranteza dreaptă, plus 2, pe lângă, atenție că aici este 2, o să vină QL pe 3, nu, 2 QL pe 3, că vine, e la pătrat acolo, da? Da, e la pătrat. Minus 4 QL, cred că ai înțeles, nu? Da. Plus HA plus 2 QL, paranteză, HA plus 2 QL, am înmulțit cu 4,
Închide paranteza, corpul 4, închide dreapta. Ai înțeles, da? Plus, plus, H-a plus 2 QL, închide aia, mulții cu 8 supra 3, rotundă, ori 8 supra 3, minus 2 QL. De ce? Aici e 2 la 4, fac 6 și părți 8, nu? Da, corect. Oare e 2 la 4. E egal cu 0. Egal. Acum reduce să fim foarte atenți. Cred că ai înțeles, ești, nu? Da. Corect, da? Da. Ștergem aici. Ștergem pe aia. Sper să nu greșim. Ia să vedem aici. E bine aici? Ba da. Întreagă. Acum, reduce în termen asemenea. Și atunci subliniem. Ăsta, 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 să fii foarte atent, da? Ce este? Deci HA, HA, tot aici stau până acolo. Da. Pe lângă 1 pe 3, plus, plus 2, plus 1 pe 3, plus 4, 2 ori 2, 4, plus, plus 4, am 4 ori 2, da, 8, plus 8, plus 8 pe 3, 8 pe 3, da, plus 8 supra 3, adică, plus QL, pe lângă, 2 ori 3 pe 2, plus 2 pe 3, plus 4, plus 4 pe 3, minus 8, plus 8, plus 16 pe 3, minus 2. Închide. Egal cu 0. Acum, HA, ăsta de aici fac 3, da? Da. 8 și 4, 12. Și cu 3, 15. 17. Fie 17 plus 1 pe 3. Închide. Plus QL. Pe lângă. Aici 8 cu minus 8 se duce. Aici 2 cu 2. 2 cu 2 se duce. Să vedem. Ăsta de aici se vede dacă trebuie să dă 2. Deci 2. Și o să vină 3 plus 2 fac 5. Plus 4 fac 9, minus 2 fac 7, plus 14 pe 3, corect? Ăsta e 16. 16 pe 3. 16 pe 3. Ăsta e 16? Da, 16. Unde e 16? A, 8 pe 16. 16 pe 3, nu? Da. Mai facem o dată. 3 plus 2 fac 5, plus 4 fac 9, minus 2, 7, plus 16 pe 3. Da. Corect? Corect. E egal cu 0. Deci acum trebuie să avem calculator. H-A. L-ai calculator? Da. Ia calculatorul. Că n-am, fără calculatorul. Acolo e 51, vine 52 și 3. N-am nici calculator? Nu, nu. Da, asta o face. Nu, e... ești un fel de matrix, la zi, nu? Da. Ești matrix, clar. E 52 supra 3. Acolo vine 21, cât fac 21 plus 16? Scrie 21 plus 16. 37. 21 plus 16. 37. Să simplifică 3 cu 3. Deci H-a este minus 37 supra 52. H-a. Egal cu minus 37 supra 52 cu el. Ăsta trebuie să-l facem. Cât este? Minus 0,3. 0,30 ceva. Să vedem. Deci 37 împărțit la 52, 0. Înțeles, da? 7, 7 ori 5, 35. 7 ori 2, 16, 35, 37. 0,7. Minus 0,7 cu el, aproximativ, da? Descrie H-a, minus 0,7 cu el, e perfect.
Asta e binul 0,7 QL. HB egal. HB egal cu 0,3 QL. 0,3 QL. Nu e... Păi... Minus 0,7. A, ăla e 2? Da. E 2,3 QL. Da. Mă scuzi. 2,3 QL. Corect? Acum, HA, dacă cu minus îi schimb sensul. Așa. HA, tai-l pe la egal cu 0,7 QL. 1,3, nu 2,3 acolo, omule, HB, 1,3. Păi 2 minus 0,7, da, fac. HB-ul pune 1,3 QL, jos, aici. 1,3 QL. Șterge integrale și acum trasând diagrame de efort. De acord, da? Deci, Mociu face poze? Face poezii? Face poze. E bun. Ce nu e poze? Și are training de la de sportiv sau cum? Da. Da. Și e, cum da, să spun, dar e camuflat total, nu? Da, nu cunoaște nimeni. Nu cunoaște, nu? Nu. Nu. Deci eu nu cunoaște. Perfect. Dar pe ce mă mă repoate? Ai gândit eu. Da. Deci, șterge și HA-ul, șterge calculatorul. Acum, uite ce facem. Fii atent aici. Deci facem trei cadre ca să faci NTM, diagrame. Dar să facem așa fel încât să putem, să, acolo facem figură arătătoare și să mai facem și o leacă de... Eu cred să mă lași pe un leacă. Da? Nu? Nu te super, nu? Nu. Deci, 1, 2, și 3. Ăsta, al treilea, deci aici facem momente încovătoare, forțe tăietoare, forțe axiale. Și ca să... să vedem care e deasupra, care e deasupra, altfel ne curcăm. Nu? Nu-i așa? Da. Să nu fie buniu. Ca... cum facem moșul acolo? E așa să facem și noi. Nu? Corect? Camuflaj. Deci acum cred că ne ajunge speria, da? Să fie foarte atent la regula de semne, vom fi cu repetătoare, acum ei ce faci, faci procesul. Prima regiune. Eu și N de Y, T de Y, și N de Y, dar toate. Deci prima regiune. Faci mică. Deci Y, nu aparține. Zero E. Facem iar figură ajutătoare. Acolo, acolo. Așa. Ca să fie clar, adică... Nu? Corect. Da, acolo la pui punct, acolo. Așa și acolo să gea. Y, 1. Perfect. H-A-U. Da. Da, pune. Egal cu 2 QL pe 3, ca să nu mai ajut. 2 QL supra 3. Așa, 0,7 QL. Da. Regula pe semne. Concentrat, să punem peste toate. Da, da. Da.
bărbat. Minusul ăsta e voi. Și minus 2 pe 8 pe 3. Minus 2 pe 8 pe 3. Ca să vadă. Da. 3 de minus. Da. Este... Okay. Cu minus? Da. Minus 0,7 pe 8. Nu? Da. O duci iar. Tot așa o duci până la capăt, că e moment acolo. Ai înțeles, nu? Momentul nu influențează pe nimic, decât la moment, de avem un moment, nu? Minus, da, 0,7 Q. Corect? Și la moment? E mi Z de Y, scrie. E mi Z de Y, tot la fel. Transgresiv, ia, cine dă moment? Așa. Doar ca așa. Două în secțiune, sigur. N-ai dus fibra interioară. Așa, așa. Corect. Da. Și cu minus. Deci, da. 0,7 cu el, ori Y. 1. E mi Z de 0 cu drept. E 0 și E mi Z de L minus 0,7 cu el pătrat. Minusul e deasupra la moment, da? Deci o să avem... 0 e acolo. Da. 0 la minus aici. Da. Sigur. Minus 0,7. Da, și o dreapta. Așa. Minus. De-aia a pus ăsta tot bară ca să nu mai să vadă care e deasupra. Deci minus 0,7 pe el pătrat. Pune. Minus 0,7 pe el pătrat. Corect. Ștergem regiunea a doua. Și aici, și aici, treci și moment. Ce vreau să spun? Nu trebuie să ne enervăm. Am făcut o dată, mai fac și a doua oară. Să o facem de câte ori este nevoie. Nu? Dacă te enerva, n-ai ce căuta în acest domeniu. Nu? Corect? Răbdare, multă, multă muncă. Și e bine în pauză să faci poezii, te rog eu frumos. Da, da, faci figuri ajutătoare. Da, corect. Faci figuri ajutătoare, ca să vadă tot omul. E bine să faceți poezii, domnule inginer. Că vă mai relaxați. Domnul și aveți succese. Domnul inginer, vă da. Băi, părul nou să se trește la... și pireze perșă. Nu, domnul inginer Berș. Așa, pseudonim. Hă? Asta e pseudonim, măi. Fiul pătrat, fiul pătrat. Ăla Y2, ăla Y, da. Y, Y, el și Y2. V-A și V-B, A. V-A egal cu 2, fiul pătrat, așa. Așa, 0,7 cu el. Da, băi, dar ce să duc memoriile pe care mă băi. Așa, regula de semne, sus acolo. Așa. Pentru M, pentru T. Da. Și pentru M. Da. Corect. Ha. Forța axială. NY2. Egal. Deci, minus 2 pe el supra 3. Scrie, 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 prieten. Supra 3. Da, oriunde nu trebuie. Nu? A, oriunde pe 3. A, vrei să scrii tu, da. Întreb perjea când te încurci. Minus 0,7 pe el. Întreb perjea. Da, de-i doar. E de da. Mă uși o leacă, da? Zi. Bun. Deci N Z de Y2 va fi dat de către așa, tot la fel transfer fictiv. În secțiune, brațul este ăsta, brațul este suporte, deci va fi cu minus. Da. Deci minus așa, voi. Deci minus 0,7 cu el.
pe lângă el cu sinei 2, nu? Da. Plus 2 cu el pătrat. Plus 2 cu el pătrat, nu mi-o zice. E o dreaptă, e mi z 0. E mi z 0. E bine, QL pătrat pe lângă. QL pătrat, scrie QL pătrat pe lângă 2 minus 0,7 egal cu 1,3 QL pătrat. Aici avem un stat de 2. De 2, păi obligat, dacă nu era greșeală. O doare în momentul în concesionare în acest sexy. Și MZ de el. Deci aici schimb. Și MZ. Scrie minus 0,7 QL, scrie, scrie, nu te gândi. Ori 2L plus 2 QL pătrat. Egal cu QL pătrat factor comun pe lângă 2 minus 1,4. Egal cu 0,6 QL pătrat. Nici o greșeală grabă, nici, da? 0,6 stop, stai, mă, da, bada, 0,6. E o leacă mai mic, așa, așa, așa. Așa. Acolo. O dreaptă. Iese saltul acolo. Saltul se face. Da? Da. Plus. În nord se face rabaterea momentului. Deci sus. El pătrat. Și acolo scrie și pe aia. Și faci rabaterea la notă. Așa, 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 na, jos o faci. Așa, 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 de acord? Bine, șterge și trecem la altă regiune, regiunea 3. Uite ce frumos este, nu? Da. Regiunea 3. Da, băi, băiete, mănâncă memorie car pentru că... Da, asta e bine așa. Șterge și pe aia, șterge expresiile alea. Da, da. Șterge. A, iese frumos de aici. Alta pe care am luat. De la 0 la L. Figură jucătoare. Da, mocio arăta că era șrubat la așa, nu? Da, dar mai înțeles decât. Decât pe așa? Da. Da? Păi de aia puși, da, știi, dar să-i spui treaba. Nu? Să-i da. Spui și urmă până, te uit eu frumos. Nu? Așa au zis, știți, da. Așa, da, părere. Hai, spune toate. Mai tare decât. Poate să se trieste. Treaba ta, eu rung, până mă bași până treaba asta. Ai înțeles? Dar vine cu o mănuș, nu? Da. El, el. Hașa 0,7 cu el. Vea 2 supra 3, 2 cu el pe 3. Așa. 0,7 cu el. El și el. Așa. X3-ul regla de semne în secțiune așa M T și momentul M, da, corect, M Z. Bun. Hai, Dumnezeu. Momentul de stadie pe A. Deci M, începem forța axială. Lasă, M. M de X3. Cine e forța axială? Egal. Este H, deci cu minus. Minus 0,7. Ia pune-o acolo. Unde spune? Uite acolo. A, nu, da, e numai H. Atât. Deci minus 0,7. Da. Haide, peste ea. Minus 0,7 e da, da. Mai duci o leacă, mai. Așa. Dar suprapune, că se suprapune nicio problemă. Dar 2 pe 3 e 0, 6, 10, 10, da, ceva mai mult. Lasă-mă lucrăm asta, dar nu pute să tot, dar nu. A, îmi dă că vei forța axială, dar nu o faci. Mai înțeles? Da. Dar tot trebuie să faci așa, așa, așa. Da, da. Păi nu, că e singurul așa de-aia. A, e singurul așa. Singurul forța axială, da.
Da, da, e corect, e corect. Teu, forță tăietoare, o să vină VA, care e cu plus, da? Deci 2 pi supra 3. Pune-o. Până la 1,3. Sigur. Deci până pe aici. Așa. Da, mă, dar trec mult pe la scară. Dă-o și mai încolo. 2,3. Da, cu plus, hai. Dă-o deasupra, scrie-o, mă, fă-o. Fă-o dreapta. Așa. Așa, de acolo. Nu, domnul Jean. Dar de ce am făcut diagramă de forță colațială? Forță tăietoare. În momentul în primii două regiuni, da. Să facem de continuăm diagrame, trasare de acolo, pentru final de aia. Da. Deci pentru X3 facem lucrurile de așa. Da. Dar arată X3-ul, de unde și până unde? X3-ul, tot în stânga, de în stânga. Așa. X3. Regula de semn pentru fibra interioară, du-o, fibra de șup, așa, inferioară, poate. Și regula de semn. Da, când la figura ajutătoare. Da. Așa, pe, a, ieși bine, dai, pe. Deci, când ne încurcăm, întrebăm pe Grigore. Pe domn Grigore. Da. A, pe domn Grigore. Acum s-a schimbat? Da, e mai inteligent domnul Grigore. Nu, băi, băi, nu vorbi când trei stel. Nu vorbi neata de... Eu îți trebuie foarte de tot asta. E egal. E egal. Nu-i fie de pe. Și așa. E 07 în chiar. Da? Nu avem momentul concentrat aici la jumătate. Da? Care e 2 chiar pe asta. Aici am el, aici este X3. Ha, regula de semn pentru că acolo, asta e ce? Tot așa, fiind incidoare. Așa, dar fău. Așa, regula de semn. Nu, dar sus, acolo, asta e ce ne face? Sus, da, regula de semn pentru forțe axiale. Da, așa. Așa, tăietoare. Forțe tăietoare. În sus. Sus. Și moment. Și momentul. Te rog să scrii N, T, M. N, T, M, Z. N, T, M, Z. E după acolo. Da, M, Z. Bun. Acolo pentru I, deocamdată. Deci M, M de X3. Dar pune, regiunea 3, reg 3, X3 aparține de unde și până unde. Da, aici o să pun. Deci M de X3. X3 aparține între 0 și I de aici. Păi, pune acolo. El și nu știu cât. Da, aici. Da? Acolo. Este el și partea 2. Băi, el și aici e tot partea 2. Acolo e 2, da. O să... Asta înțelegi că ești, că sunt... Da, corect, să înțelegi, sigur. Da, e supracotar, dacă... Da. Deci X prea cu ațină de 0. 0 la el. Deci el din 3. Va fi doar cu poate de axiale. Deci este H, așa, da, e minus, minus așa, conform cu vechi, tot da. Minus așa. Deci e minus, atât. Atât. Adică minus, minus 07 cu și el. Și o pui direct pe deșea. Minus de desubt. Minus 0, adică minus 2 cu el. Nu, nu lucrăm la scară. Da. Minus 2. Da. Deci de la 0 la... Nu, dar putem să o dăm până în cap, că e tăietoare. Da, e tăietoare, nu înfrânțează cu nimic. Da. Perfect. Minus, da? Nu lucrăm. La scară. Cotarea poți suprapune acolo. Da. Bun, bine, ok, hai, bine. Bun. Forță tăietoare, TX2. T de X3. T de X3, pardon. Nu, dar poți să o bagi, uite, acolo, alături, lângă forța axială. Înțeles, nu? Sau, acolo. Hai, bine, bine, bine. Da, calculește, aș calcule. Este forță tăietoare. Da, mai pui vea. 2 pi el supra 3. 2 pi el. Și atât, nu mai duci. Și cu plus, da. Ha, figurează-o. Aici este minus 07 și 2 pi el supra 3. Și aici până la el. Până la el, mai dăm aici un sal. Si, acolo e sal de forță tăietoare, da. Deci, 2 pi el supra 3. 3. Nu lucra în scară, da. Ai pus valoare, acolo. Ai pus valoare pe desen. E suficient, să vezi. 2 cu el supra 3. Perfect.
Acum, momentul, deci M10 de X3, va fi egal cu. Deci, momentul. Arată. VA transdesfictiv. Transdesfictivă, nu. Da, acolo. Pune, pune, dă-i, dă-i, acolo. Ai loc. Așa. VA. VA. Brațul este X3. Dar pune, arată, de la secțiune spre direcția forței. Așa, așa, așa. X, așa. Da, brațul este forță. Pe unghiul mai mic să spre acolo. Corect. Deci e cu plus. Deci, 2 QL X3. 2 QL X3. Plus 2 QL pătrat și minus, minus 0. Plus 2 QL pătrat momentul. Da. Și H-a ia. Pune pe H-a fictiv. Fictiv, nu continuu. Fictiv, H-a. Brațul. Brațul este... Arată. Perpendicular, așa. Dă-i, dă-i. D'acolo, d'acolo. Sensul, așa. Dai brațul. Pe unghiul cel mai mic, da? Da. Să suprapună peste... Minus. 0,7 QL ori 2L. Te rog eu acolo. Fă undeva aici. Aici? Da, da, acolo. Ha, acolo. Nu e egal. E mi Z de X3, că e funcție... E mi Z de X3 formă. E egal. Cu 2 QL supra 3 ori X3. Aici avem 2 QL pătrat minus 1,4. Și va 0,6. 0,6. Da? Este o dreaptă. Da, da, sigur. E M de 0. Odată când e 0, deci X3 e doar 0. Da. Nu, e mi Z de 0. E mi Z de 0. 0. Egal cu 0,6 kg pătrat. Și e mi Z de... Forța tăietoare pune undeva, minus 0,7, urcul mai sus, șterge-o pe aia, că zăpăce studentul. Scrie, așa, sus, pune pe desen, minus 0,7 kg. Acolo. Minus 0,7. Că zăpăce studentul. Bun. Deci este 0, da? Și MZ de el? MZ de el. Deci e 2 QL pătrat supra 3. Da. 0, scrie 2 QL pătrat supra 3. Aici e minus. Nu, e cu plus, da? Plus 0,6 QL pătrat. Scrie. Și care e 0,66 plus 0,6 fac 1,26, nu? Da. Așa e? Da, dar aici nu putem să amplificăm cu... Bun, și cu ce termen? Nu, dar 2 supra 3, 0,66 plus 0,6, nu fac 1,26 cu el pătrat. Ce? Cu ce margine? Da. Ha, figurează. Deci odată când e 0, 0,6... Este valoarea bătută acolo, aici, în 0,6, da? Deci 0,6, da? Și cu el pătrat. Și în el 1,26. Păi să înțelegi, așa, ulea, da, dar fă mai mare. Unde vine? E. El vine aici. Păi... Valoarea va fi ceva la celălalt. Așa, așa, așa. Dar două, scoate ulea mai încolo. Mai încolo, nu mai da, așa. Și fă ulea mai mare de 0,6. Ca să vadă că... Așa, așa, e bun, e perfect, e bine. Deci aici ceva. Sigur. Aici va fi valoarea, deci tu să faci. Poate să suprapună, măi, hașurile alea acolo. Dă-i, suprapună, așa, să suprapună care. Și spune 1,26 cu el pătrat. 1,26 cu el pătrat. Bun. Ha, regiunea 4. Regiunea 4 luăm din dreapta. Șterge-o, așa. Urcă și la forțe axiale pe aia sus. Că mai... Sigur, ca să ai spațiu. Șterge pentru figură ajutătoare. Șterge figură ajutătoare. Așa, așa. Da. 4. Deci, regiunea 4 mai trebuie să fac figura. Taie. Figura se adică X-ul se adică 4. Deci X-4 va fi ceva aici. Nu. Aici, așa, X. Am văzut între așa? Nu, dar e așa. Așa, că-s mai puține. Așa. Corect. Reg 4. Da, da. Nu, scriu tot vreo să aici. Bine, 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 bine.
Și tot pui valoare ca să le încurcăm. Te-a văzut că ajută. Pune 2L, că nu se vede acum distanță, nu? Așa? Stai cum mai am, așa, da. X4, fibra inferioară și regula de semn. Da. T. Da. Și M. Așa ne. Bine, să înțelegi că se înțelege. Da, așa este. Regina 4. Reg 4. X4 a până la 0,2. Da. Deci, NX4. Deci forțele astea are, deci va fi minus 2 QL. Dar pune rezultanta, ca să vadă. R. R egal 2 QL. Și distanța L. Așa, ca să vadă. Deci este minus 2 QL plus 1,3 QL. Plus 1,3 QL, dar e da, scrie 1,3. Minus 0,7 QL, care deja ai făcut-o. Așa, ai făcut. TX4 aici, în continuare jos. Așa, TX4, nu mai șterg. Forță pe etoare, deci minus QL pe 3. Atât, minus QL pe 3. Nu mai altă. Ia pune-o acolo. Minus QL pe 3. Așa, și ne dă saltul QL. Da. Da, din 2 QL pe 3 și cu QL pe 3 va fi QL. QL, adică da. Valoarea foarte de acolo. Sigur, tăietoare. Dacă nu dădea saltul, era greșit. Greșit, ceva. Ceva. Deci minus QL pe 3. Da. Și momentul. Tot, nu, nu, tot acolo. Aici? Da, mă, continuă, da. Deci, eu, ZX4, va fi. Deci va fi momentul dat și forțele și poarta la rezultatului. Momentul va fi cu plus pentru B, deci cu el pe 3. Ori arată, arată, domnule. Transdestrictiv. Poarta pe B, brațul va fi. Așa. Corect. Poate fi un geamanism. Da. Deci va fi cu plus. Plus. Deci cu el pe 3, ori 4. Da. Ca să vadă om. Ca altul nu-i, nu-l convinge. H. HB-ul. Ia. Deci aici va fi HB. Hai să ne plătă să fie. Da. Brațul va fi perpendicular. Perpendicular, da. Așa. Da. Pe unii ce mai deci va fi totul plus. Da. Scrii. Plus, da. HB care este 1 de 2, 3, 4, da. Plus. 1 de 2, 3, 4, 4, 4. Așa. Și forța rezultantă, pune-o ieri. Forța rezultantă, va fi ieri aici, a transferat așa, fi fibră. R. Brațul. Brațul va fi el. Da, ha. Brațul este forță cu ce da? Minus. Minus. Deci minus 2 QL, ori el. 2 QL pătate. Și minus 2 QL pătate. Și scrie, E mi Z. De X4. Așa, așa, domnule, da. Corect. Și va fi plus 0,6 QL pătrat. Da, 2,6 minus 2 plus 0,6 QL pătrat. Și face M de 0. Bun. Acolo, acolo. Da. Pune M-i Z sus. Așa, 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 acolo, acolo. M-i Z diagrama și încerc ești ca să bagă diagramă și jos. Ha, M-i Z de 0. M-i Z va fi 0,6 da. Ceea ce înseamnă că avem, nu avem. Nu, nu. Dă-i, lasă că împarte el altă. El pătrat și M-i Z de 2L.
egal. 2 cu el pătrat pe 3 și... Da, scrie 2 cu el pătrat pe 3 plus 0,6 cu el pătrat egal cu 1,26 cu el pătrat. A. Ha. Deci asta va fi totul... Acolo. Și 1,06... Și 0,6. Adică... Acolo, acolo, acolo. Așa. E drept, da, așa, așa. Pune 0,6 cu el pătrat. Acolo, la noi, așa. Eu știu. În punctul ăsta, da? Avem 0,6 cu el pătrat. Da? Avem rabatere. Nu, i-ai făcut rabatea de el. Așa. Pentru aia orizont, vertical, pentru corect. Bun, acum ștergem tot. Acum ștergem. Ștergem la întrebare. Da. Așa. Bă, ușor. Aule, forță tăietoare, pe ce faci? Dacă ștergem acolo... Deci dacă nu e așa, altă treabă, când, ia uite aici, când am început în stânga și da, când am început în dreapta, dacă nu aveam salturi, nu ieșeau saltul la forțele tăietoare, forțele aici la momente și nu se îmbina momente, fie așa, deci dacă am greșit la cal, s-a greșit la cal. Da, greșit, nu s-a greșit pentru că au ieșit, da? Bun, următoarea... Ha, Y5. Ultim. Corect. Deci acolo era emoția mare, dacă țeșeau sau nu. Da, și forța distribuită, corect. Y5. Că e pe Y. Q, mic. Rezultanta. R. R de Y5. R de Y5 egal cu Q ori Y5. Și distanța Y5 pe 2 față de secțiune. Așa. Nu, nu acolo, nu. Sus, la secțiune. Că, față de, acolo. Că noi secțiune lucrăm, nu ne interesează B-ul. Mai interesează? Cu toate că se gă. Y5, supra 2. Perfect. Ștergi aia, cotarea aia de la față de B. Da. Ia cărpa. Așa. Că iese, ai înțeles să supra ceva, da. Ai înțeles, nu? Hai, REC5. Y5. Aparține. Aparține 0 și 2. 2-a. Da. Sigur. Așa. Deci forța axială e minus cu el pe 3. Acolo. Da? T-ul. Pentru T va fi... Te așez spre cap pe fibra de jos. Da, asta e fibra de jos. Sigur. Și îți vine în jos. Așa. Și momentul... Și momentul va fi... Întinde fibra. Așa, domn. E mi zero. E în T-ul, da? Minus cu el pe 3. Altceva nu mai avem. Nu mai avem, figurează. Sigur. Aici nu lucrăm la scară. Nu lucrăm la scară, nu. Perfect. Da? Acolo. Minus cu el pe 3, pune-l mai sus. Așa. Deci o artă și organizarea spațiului. Da. Plus 1,1. Ah, hai. Cum este? Ah, e încolo. Corect, minus. Minus, mă scuzi, mă scuzi. Deci nu ai personalitate? Plus Q ori Y5, nu? Și rezultatul. Da. Da. Q, Y5. Da. T de 0. Și T de 2L. Minus 1 de 3 cu
Scrie. A, 0,7. Da? Deoarece are valoare pozitivă negativă, sigur, T de Y egal cu 0. Scrie, T de Y egal cu 0. Să vedem o să anulez, că avem maxim sau minim pentru moment. Nu? Cum și virgulă, așa, așa. Ești cu spatele sterian și ești prins la lume. Atenție. Dar nu direct. Minus 1,3 QL plus QY5. Minus. Explici, nu faci altceva. QL plus QY5 egal cu 0. Cu axa lungimea mare, da? Sigur. Plus QY5 egal cu 0. Se simplifică prin Q. Și acum ne permitem Y5 fac 1,3 QL. Nu-i QL. E lungime. Așa, ha, figurează forța tăietoare. Deci avem un 0, e minus 1,3. Așa, așa. Deci pune o leacă mai sus că vii, a, dar nu mai aici, da, așa. 0,7, pozitiv. Uh-huh. Alea două, corect. Cam așa, da, 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 nu e corect. Minus și... și plus. Și cotează 1,3 el. Așa. De acolo, originea e luată din B. Așa, așa. Nu te chinui, da? Faci. Deci 1,3 el. Acum, ha, momentul. Ștergi forța tăietoare și faci momentul. Hai. Organizarea spațiului. Vezi, nu tăia forța tăietoare acolo, așa, în diagram, ca să vadă. Deci e un Z. Pune minus 1,3 QL, te rog eu, la forța tăietoare, minus. Așa, că e șters minus. A, bun. Egal. Iar faci așa. Transvezi fictiv pe da. HB. VB, nu, de moment, VB. HB. Brațul. Va fi ăsta. Da. Dau brațul cu suport. Deci va fi semnul plus. Da, întinde fibra. Plus, da, întinde fibra. Deci 1,3 QL ori Y. 5. 1,3 QL. Y5. Ăla, rezultanta. Pune rezultanta în secțiune. R, Y5. Brațul. Brațul este asta? Da, dai brațul. Pe... e cu minus. Y5 pe 2. Deci minus QY5, Y pătrat pe 2, nu mai pun Y5. QY pătrat supra 2. Șterge Y5-ul. Dă-i drum. Gata. Dă-i drum. Derivata este minus Q, deci e punct de maxim. Maxim și concavă, da? MZ maxim. Ne uităm forța, în diagram de forță tăietoare, egal cu 0,1,3 L, nu? S-au putat, da? Da, 1, da, egal cu M, M, Z de 1,3 L. Egal. Da? 1,3 QL, hai, hai, să vedem, 1,3 QL. Ca să nu facem pentru olimpic, nu? Ori 1,3 L. Ai înțeles, nu? Minus Q supra 2. Ori 1,3 L la pătrat. 1,3 L totul la pătrat. Acum scutem QL pătrat în factor și o să vină 1 pe 3 la pătrat, 1 supra 3, 1,3 la pătrat, totul la pătrat, minus 1,3 la pătrat pe 2. 3 la pătrat supra 2, închide, egal cu QL pătrat supra 2, mulțit cu 1,3 la pătrat. Supra 2 ori 1,3 la pătrat. Ia fă calcul. Deci 1,3 la pătrat este de 1,69. Împărțit la 2? 1,69 va fi 0,45. Da, 0,845 QL pătrat. 845 QL pătrat. Ha! Trasezi diagram la momente covoitoare acolo. Asta e maxim. Maximul, da. În 0 e minus 1,3 QL. Nu, în 0 e 0. Ai forța te... A, 0, da. Da, e 0.
Corect. 06 este acolo. Aici. Sus? Sus, că e vertical, sus, așa. Da. Și maximum 0,85. Olea că mai intre interior. Acolo. Da, dar să nu încurci cu 1,3 ăla. 1,3, deci cam pe aici undeva. Băi, na, așa, așa, așa. Așa, ca să nu se confunde. Bun, dar încurci pe ăla altul, ce-i cotarea aia ta? La care e asta? Păi da, a. Am scris la așa, 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 hai scris. Deci pe aici undeva. Da, a. Și în 0,0, da? În 0,0. Corect. Deci ăsta e maxim. Da, de 0,0. Plus. Aici, poloarea este... 0,86 kW. 45 kW. Bun. Acum, când facem... Deci asta e clar. Ia, verifică salturile. Bun, salturile. Aici avem un moment concentrat. Trebuie să iasă un salt de 2 kW. Pătrat. Aici, un salt de 2 kW. 1 de 3 kW. 2 kW pătrat. 1 de 3 kW. Deci kW pătrat, nu kW. Sau, așa, perfect. Păi nu, am văzut să zic, așa, da, auzi, trebuia făcut o diagramă ca să nu prea să înghesui acum, mai mai înțeles. Da, nu? Bine. Mai ai, mai ai ieșită, nu? Da, bine, ha. Așa, la forțe axiale avem V-au, e forța axială, yes. Da? Și în partea aia, forțe tăietoare și acolo, și jos, forță tăietoare HA și forță tăietoare HB, și la moment ies. Care este, care luăm, cine dă sigma cel mai mare, dă momentul încovoitor, da? Care e maximul? Secțiunea periculoasă unde e momentul încovoitor maxim valoare 26. Deci e acolo în 2L. Mai este 1,3. Corect. Șterge acolo, scrie MZ maxim. Aici, da? Da? Și unde vine? Unde e momentul? Unde e acolo? Pune Q, punctul Q unde acționează momentul. Da, deci, Q. În punctul Q, pune Q. Q. Aici. Nu, nu acolo. În F e cel mai mare. Nu, domnule. Nu e F. Păi vezi dacă nu scrie ca lumea. Este acolo unde e saltul. Aici? A, aici mai e saltul. Tu ai scris, nu? Ai întrebat ce înseamnă diagram ca lumea? Descrie. E mi Z maxim. N-are voie să fie, da? Egal cu 1,3 QL pătrat. A, valorile le mai știm? Valorile. Deci mi Z este... Nu, dar Q cât era? Egal. Cu 5 kN. Așa era? Scrie Q egal. Cu 5 kN pe metru, da? Sau cât? 1? 5 kN. Nu, 5, da. Deci nu știm valorile, da? Bine, nu, să zice, șterge, las valorile. Dar punem noi altele. Da. Deci Q egal cu 2 kN supra metru, scrie 2 kN supra metru, L 0,2 metri și sigma admisibil 104 megapascal. Bun. Secțiune circulară. Secțiune circulară. Z, D. Ia, e mi Z max. Da. O lecuțică. Deci acolo am demonstrat aia de acolo, da? Da. Și acum o luăm, ținând cont numai de covăre. Supra pi sigma admisibil. Pi sigma admisibil. Egal. Înlocuim, Raikan C3. Momentul, 32, ori 104, da? 104, ori 10 la 3, newton-ul milimetru, pune newton-ul milimetru, supra pi, înmulțit cu 104 newton pe milimetru pătrat. Newton supra milimetru pătrat. Să simplifică newton cu newton și rămâne milimetru la 3. Dacă ai milimetru la 3. Și te rog frumos să-i fac calcul. De acord, da? Și 32 ori 104 ori 10 la 3
104, nu 106. Da. Și la puterea 0,33. Deci 21,68. 21,68. Deci diametrul de pe înlătrunjire de egal cu 22. 22 de milimetri. 22. Milimetri. Așa.